H1R, o lanternă multifuncțională, adică și frontală și EDC, senzațională, incredibilă. M-am îndrăgostit de lanternele astea, de asta și de varianta ei pe, cu alimentare mare, 1.850. Haideți să vă arăt ce poate să facă monstrulețul ăsta mic. Asta începe cu un Moonlight. Deja v-am impresionat, nu? O optică TIR combinat cu o lentilă difuzoare deasupra este genială. Sunt pierderi de lumină foarte mici. O arie imensă, mic. Ia, privați. Și avem lumina aici, uitați-vă. E lumina din stradă. Extraordinar. Mediu. Deci m-am îndrăgostit de ele, credeți-mă. Mare. Mic, mediu, mare. Dublu click. Turbo. Mama, mama. Excelent. Hai să vă arăt și faza cu, că tot ziceam eu, cu optica la 90 de grade, da? Dacă avem o... și după aceea o să plec la plimbare. Dacă avem o pană, de exemplu, da? O dăm frumos pe... nu pe mic, e pe... eu, mediu, ăsta e excelent. Ia fiți atent. Da? Observați, dar nu se vede nimic. Asta dacă este mașina. Se luminează tot și aici. Perfect. Să văd și eu cum se vede. Deci asta înseamnă o lanternă multifuncțională. Priviți ce mult este luminat. O să mă duc și să o sting ca să vedeți și diferența. H1R, mic, deci o arie extrem de mare, extrem de largă, mediu, uitați cu cât depășește copacul ăla, deci ceva de incredibil. Mare. Deci absolut am toată grădina în iluminată.
uitați. Și dimerul ăsta face toți banii. Pentru că e chiar periculos, mi-am băgat un ochi mai devreme, deci nici acum nu văd bine. Și m-am uitat în gard, adică nu direct. Foarte bună lanternă, deși frontală și PDC, excelent, excelent. Da? Gândiți-vă că aria asta n-am mai, am văzut-o, cred că pe la un SR 96, adică una foarte largă. Deci la asta mică, așa, uitați cât e de mică, este incredibil, incredibil. Ia uite cum o ține, cât degetul, cât ce poate să fac. Chiar asta poate și urât. Ia uitați. O light este fabulos, fabulos. Mamă, să vedeți blocul ăla de acolo, nu știu cât poate să fie până acolo, 40 de metri. Incredibil. Bravo, Olai, bravo. Este imbatabilă lanternă asta.